Unul dintre mecanismele responsabile de îngenuncherea și coruperea omului original, a lui Adam și a soției sale Eva, atunci când i-au fost furate noblețea și strălucirea divină, a fost infiltrarea în mentalitatea sa neprihănită a practicii compromisului și a duplicitarismului spiritual. Gustând astfel doar o picătură din eterul răutății, omul s-a scufundat adânc sub pâcla groasă și sufocantă a păcatului în care anturajul rău l-a împins departe de lumina vieții. Și ia subt mai apoi, precum o lipitoare fiecare strop de speranță. Totuși, ne-a fost lăsat cu litere de lege scris în uh, cartea lui Dumnezeu. Totuși, întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz. Chiar în aceste vremuri tulburi, ale lumii măcinate de război și de corupție, în care manifestarea și proclamarea răutății a ajuns la rang Destul de înalt și privit ca un rang de cinste de către mulți, chiar și acum, mesajul lui Dumnezeu continuă să vorbească și să transmită clar bunătatea, dragostea și iubirea lui. Acolo unde ești, caută să trăiești viața ca un om credincios, etic și moral. Un om care îl iubește pe Dumnezeu nu doar cu vorba, ci și cu faptă. Fii un om al dreptății și nu te ralia oamenilor a căror viclenie ascunsă în jmecheria de duzină oameni care își vor arăta și își vor da în petec mai devreme sau mai târziu adevăratele lor priorități. Tu stai lângă Dumnezeu, nu te duce pe un astfel de făgaș, pentru că stând lângă Dumnezeu vei înflori și vei străluci ca soarele la amiază. Fii un om și un credincios autentic și frumusețea lui Dumnezeu va reflecta peste tine fericirea absolută. Fiți binecuvântați!